Femeie încrezătoare, ești frumoasă! Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor! Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei! Hai, curaj! Șoferă-ți care sfăt suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfineti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumpăr de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești par a se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumperi de zor cu spor! De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! De televiziune online, Cameria Sacheti sunt, începem Giurgiu la tribună. Pe 6 decembrie, românii și implicit giurgiuvenii își aleg parlamentarii. Se fac liste din interiorul partidelor pentru Camera Deputaților, pe Camera pentru Senat. Se fac calcule, se fac pronosticuri, șanse, se acordă, nu se acordă. Sunt zbateri în fiecare filială de partid. Am spus că vom discuta despre aceste lucruri astăzi în Giurgiu la tribună și am spus că vom porni de la întrebarea parlamentarele încotro. Începem cu această întrebare, către multe alte întrebări, cu Ionel Muscalu și n-am spus nicio funcție înainte pentru că vreau să ne spună el cum să-i spun. Domnul viceprimar, domnul senator, domnul, cum ar trebui să spune ca să fie în afară de directorul Muzeului Județean? Să rămânem la cel care sunt. Așa, să mai zicem ceva la prezentare sau? Încă nu. Doar poet, publicist, jurnalist. Să rămână. Mulțumesc frumos. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă bucur că sunt în emisiunea dumneavoastră. Probabil că
O să ne dăm seama în următoarele luni ce nouă funcție voi avea, dacă voi avea alta. În ceea ce mă privește, deocamdată sunt managerul Muzeului Județean Teoharia Tonescu și da, sunt candidat pe lista aprobată deja de Biroul Politic Județean al PNL Giurgiu și de Biroul Politic Național pentru Senatul României, pe locul 2, după domnul Toma Florin Petcu, și pe locul 3, pe aceeași listă de Senat, este Nicoleta Turcu. La cameră, așa cum am văzut că ați anunțat deja, pe locul 1 este Ioan Andrei Alexandru, eu îi spun de obicei Andrei Alexandru, și așa cred că îl și cunoaște lumea pe domnul deputat, prim vicepreședinte al PNL Giurgiu în momentul ăsta, Maria Gabriela Horga, Alina Meclea, președintele interimar al organizației municipale a PNL Giurgiu, Alexandru George Popescu și Robert Andrei Costache, tânărul nostru de la tineret, pe care îl cunoaște toată lumea din activitatea lui, din campania electorală dinainte și din toate acțiunile pe care le face cu foarte multe dintre acțiunile acestea pe care le face el în zona de ONG-uri. Te-am întrerupt eu un pic pentru că... Da, nu vedea seama ce se întâmplă. Nu e nicio problemă, chiar nu e. Suntem în direct. Doar că... Poate intră și un copil la... Mă uitam pe CV-uri, pentru că noi am făcut și noi și vorbire la Breaking News și am făcut și așa o spicuire din comunicatul de presă al PNL. Am văzut acolo și niște CV-uri, nu am publicat CV-urile, dar am putea să vorbesc de Andrei Ioan Alexandru. Da. Și în afara faptului că, da, deputat, toată lumea știe, la zi suntem, da, cu domnul Toma Petru, care au contactat coronavirus, dar deci nu mai reluăm, știm, sunt în știri, sunt da? În regulă, sunt... V-au transmis ceva? Am mai vorbit, vorbim pe WhatsApp, sunt în regulă, sunt sănătoși, adică sunt acolo, sub supraveghere medicală. Ok, muncesc și de acolo, pe online? Ne conversăm. Iată, dânsul... este director, a fost director la Cancelaria Prefectului, Instituția Prefectului Giurgiu în 2012. A fost director general la OSIM, a fost director al unei direcții din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a fost apoi deputat, e foarte tânăr și întreaga lista pentru Camera Deputaților este formată din tineri sub 40 de ani. Este o încercare de a aduce multă tinerețe în Parlamentul României. Pe de altă parte, însă, aceștia, fiecare dintre ei, au și experiență în activitățile pe care le-au desfășurat până acum, la locul de muncă sau în locurile de muncă pe care le-au avut. Da. Eu zic că sunt niște profesioniști. Știi de ce? Vreau să trecem în revistă, pentru că, în mod normal, noi giurgiuvenii cam cunoaștem și giurgiuvenii implicați în viața politică, în scena politică, dar, în mod normal, așa ar fi corect dacă am început să vorbim despre fiecare, pentru că nu toți de pe listă sunt cunoscuți și am auzit aici, chiar în spațiu online. Păi chiar... sunt sigur că voi avea ocazia să-i aveți invitați. Cu siguranță. Și în emisiune. Cu siguranță și noi în emisiunile dumneavoastră. Noi invităm. Și eu o să le solicit, pentru că sunt așa un soi de purtător de cuvânt ad hoc în acest moment. Da? Și având în vedere lucrul ăsta, să le solicit să vă transmită încă o dată niște, eu știu, niște prezentări mai scurte decât CV-urile pe care vi le-am transmis eu. Spicuim și ele. Da, sunt acolo de exemplu, destule date importante. Doamna Alina Meclea este, toată lumea știe, profa de la Maiorescu. De 15 ani în același loc de muncă. Diriginte. Da. Președinte interimar astăzi la PNL municipiul Giurgiu, președintele interimar care a și câștigat campania electorală pentru primărie, nu e așa? OFL pe municipiu, președintă... deci este președinte la mai multe lucruri, despre activitatea profesională, 15 ani la Maiorescu, de când a terminat facultatea, lucrează acolo, de când lucrează acolo, lucrează bine că e cunoscut așa cum povesteați. Este un profesor foarte bine cunoscut în oraș.
din garda puternică, am putea și spune. Și tânără, să zicem. Că... Și tânără, da. Și frumoasă, dacă stăm acum să lucrăm pe calități, dar acum este vorba de aspectul acesta da. Politic, să acum spun așa. Că dacă începeți cu fetele când sunt frumoase sau nu, pe urmă trebuie să ajungi și la băieți. Și trebuie să scăpăm din după compliment. Da. Bun. Popescu, Alexandru, George. Da. Haideți să vedem aici. Ce ne spuneți? Este tot un tânăr, mai puțin cunoscut din punct de vedere al politicii. Este director la Casa de Asigurări de Sănătate astăzi și face politică liberală de mai multă vreme. Pentru că, de exemplu, uite, eu spun că e economist, ca majoritatea celor de pe lista asta. Dar... Deci aici avem un economist, doi economiști, trei economiști. Gabriela Horga e de profesie economist și este lector universitar. Ajunge și acolo. Că... Da, păi era pe locul 2 și am pus-o cumva mai târziu. Toma Petcu, l-am mai pomenit de el, o să sughițe. Avem așa, îl avem pe Toma Petcu la Liberali astăzi, dar știm că împreună ați format o echipă la un moment dat la ALDE. Cea mai bună echipă. Și, o echipă de profesioniști care am făcut rezultate bune și care a adus foarte bune lucruri în comunitățile giurgiuvene, pentru că atâta vreme cât el a fost ministru, a lucrat pentru Giurgiu, atâta vreme cât a fost președintele ALDE, a sprijinit pe fiecare dintre cei care i-au solicitat acest sprijin și cred că și primarii și oamenii din comunități pot să vorbească pozitiv despre Toma Petcu. Și despre absolvent de ASE, da. Management public, a lucrat în administrația publică, ai avem mai multe detalii, și subprefect la un moment dat. Ministrul energiei chiar, sigur. Cunoscut pentru ambițiile sale cu... a fost și director la APDF. A fost, da. Chiar ambițiile sale cu niște proiecte... Dunărea, da, tot ne vorbea... Sunt foarte multe proiecte pe care le-a propus și pe care le-a susținut de-a lungul timpului. Unele i-au reușit, așa cum este Brua, și cred că este cel mai important dintre ele, pentru că este vorba despre un gazoduc care traversează mai multe țări, pornind Bulgaria, România, Ungaria, până în Austria. Pe de altă parte, sigur, pentru Giurgiu spuneam mai devreme că au fost mai multe proiecte legate de dezvoltarea orașului și județului. El a fost deputat și ministru și de acolo a făcut ce putea să facă un deputat și un ministru. N-a fost nici primar, nici președinte al Consiliului Județean ca să poată să-și pună semnătura pe diverse proiecte locale. Dar de fiecare dată în toate întâlnirile pe care le-a avut cu administrația locală, cu edilii, a discutat aceste proiecte. Iar referitor la Dunăre, sigur că rămâne foarte important acesta al unui nou port la Dunăre și, pe de altă parte, necesitatea dragării Dunării în anumite zone, pentru că vara sunt probleme legate de scăderea debitului și a șinalului navigabil. Am mai vorbit și noi. Păi știu că astea sunt discuții pe care le-ați avut. Povestea că și domnul secretar general de la PNL, domnul Velicu Florian, ne spunea la un moment dat că este înțeleasă greșit această noțiune de port de la Giurgiu, pentru că este un port comercial. Și ar trebui, mă normal, făcut un alt port, care exact. Să fie acela faleză și ceea ce ne dorim în juvenii, pentru că asta deservește nevoile și, comerciale. Exact. Dar trecând peste acest aspect, am ajuns la celălalt candidat, Muscalu Ionel. Da. Să vedem aici ce știm și despre el, care... Am spus încă de la început, că nu știu cum să-l prezint, aveți ghinionul când ai foarte multe aptitudini sau... Nu știu, lumea crede că n-ai niciuna. Nu știu, da. Să vedem poet, le luăm așa sau trecem direct la poet politică. Cum vreți, nu mă deranjează, e tot viața scriitor, mea. Scriitor, jurnalist, da? Om de cultură, director la Biblioteca Județeană Iapa Sarabescu la un moment dat. Chiar șef de serviciu acolo. Șef de serviciu. L-am avut director pe domnul Dan Mucenic și manager la Muzeul Județean Teohari Antonescu în ultimii 3 ani. Secretar de stat de 3 ori până acum. De 2 ori în Ministerul Muncii, odată în Ministerul Economiei, conducând Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pe care l-a mai condus și domnul Andrei Alexandru, Ioan Andrei Alexandru. Cred că lumea pe unde am trecut știe ce fel de om sunt și cine sunt.
am așa făcut peste ele, direcția de asistență socială din Giurgiu, a fost înființată în timpul mandatului meu, care a fost cel mai lung mandat de 10 ani la primăria Giurgiu. Apoi am fost directorul direcției de muncă, solidaritate socială și familie a județului Giurgiu. În mod firesc am urcat de la direcția de asistență socială la direcția de muncă. După aceea am fost președintele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, adică la nivelul ministerului. După aceea am fost administratorul public al județului Giurgiu timp de 3 ani, o perioadă scurtă consilier al președintelui Consiliului Județean, după care director la OSIM, director general la OSIM. Pe urmă am fost consilier la Ministerul Mediului, după aceea am lucrat în privat o perioadă, după care am revenit la Biblioteca Județeană și astăzi la muzeu. Între timp, mai ocupând un mandat de 3 luni de secretar de stat la Ministerul Muncii, perioadă foarte scurtă pentru a lăsa semne semnificative, dar în care s-au luat niște decizii importante pe partea de dialog social pe care am coordonat-o în acea perioadă și care atunci au însemnat ceva în anul acela. Adică anul trecut. Da. Maria Gabriela Horga. Da. Este un nume necunoscut pentru giurgiuveni. Este un nume necunoscut pentru unii giurgiuveni, este un nume cunoscut pentru cei care fac politică și este un nume cunoscut pentru cei din PNL. Este, da, da, votează și cei care nu fac politică. Da, și tocmai pentru aceea o prezentăm și sunt sigur că se va prezenta și singură, pentru că are această capacitate, poate să o spună în mai multe limbi, pentru că astăzi este lector universitar la Universitatea Ovidius din Constanța și cadru didactic asociat la ASE, unde predă în engleză și franceză. Și până în acest moment are 30 de lucrări științifice care sunt ale ei, nu sunt plagiate, nu sunt ca așa cum am văzut publicate de alții care n-au nici măcar diploma de bacalaureat. A publicat în reviste de prestigiu din țară și străinătate, își face activitatea de cadru didactic și în afară de asta face politică de la 18 ani. Este foarte tânără, deci are 32 de ani aproape și ce să vă mai spun, că este secretar de stat în momentul de față la Cancelaria Primului Ministru. Păi vin eu cu întrebările telespectatorilor și ale giurgiuvenilor în general, care sunt puse ceva de genul, păi da, dar de obicei se aduce de la București când rezultatele nu sunt bune în teritoriu. Ori în teritoriu, PNL Giurgiu au... Suntem pe locul 3 pe țară. Avem rezultate foarte bune, remarcabile, mai ales în condițiile în care... Și atunci, deci ce s-a recurs la această variantă? Nu știu de ce s-a recurs, ca să vă spun eu, dedesubturi sau alte chestii de genul ăsta, dacă așteptați de la mine, eu știu, cancanuri, nu există. Presupun că a fost o decizie justă, justificată de faptul că acest om este foarte bun și că poate să sprijine județul Giurgiu ceva mai târziu. Câteodată e bine să ai conexiuni în anumite zone de unde să te poți... Aveți foarte sus, îl aveți pe domnul europarlamentar Dan Motreanu. Care e președintele partidului, sigur, președintele că da, și care a sprijinit și care este... întotdeauna și foarte bine a făcut modul în care a gândit strategia de campanie, în care a gestionat până la urmă conflictele legate de candidați. Aduceți-vă aminte că în urmă cu 2 luni trebuia să candideze domnul Măroiu, da, la PNL Giurgiu și iată că până la urmă a candidat Anghelescu și a câștigat, dar asta se datorează într-o mare măsură domnului Dan Motreanu, pentru că a gestionat foarte bine aceste chestiuni din partid. Sunt sigur că tot despre o strategie este vorba și acum, una politică și una bună, care va aduce un plus de valoare județului Giurgiu și comunităților locale. Da, apropo de gestionare, știu, într-adevăr, cele mai pătimașe și cele mai fierbinți lupte. De fapt a fost, gândiți-vă că la fiecare comună sunt în locale, da? Tot timpul. Iar la unele comune, dacă vă amintiți, odată erau candidații la PSD, a doua zi erau la PNL, a treia zi erau la PSD, a patra zi erau la PNL. Păi cam deci, așa s-a întâmplat că, și... Da, lucrurile astea au trebuit să fie gestionate cu atenție. Oamenii s-au supărat la un moment dat. Oamenii s-au supărat, oamenii s-au împăcat, oamenii au fost la vot și au votat. Și în momentul ăsta, cred că oamenii au confirmat că alegerile pe care le-a făcut PNL au fost cele corecte, pentru că până la urmă rezultatele astea demonstrează că acolo unde nu s-a gândit, eu știu, prea mult emoțional, ci mai mult rațional, mai ales că s-au luat în seamă foarte multe
metode și instrumente sociologice. Cu acestea s-a lucrat cel mai mult înainte de a stabili cine vor fi acești candidați, pentru că, sigur, toți oamenii în politică au prieteni, prieteni mai vechi sau prieteni mai noi. Vă dați seama că cei de pe listele astea sunt oameni cu puțin prieteni, totuși, pentru că majoritatea dintre ei au sub 40 de ani. Deci, în afară de domnul Toma și domnul Muscalu, ca să vă arăt... Dar de ce? Că oamenii care au... Toți ceilalți sunt sub 40 de ani. Iar eu acum... Pentru că oamenii eu acum sunt decanul de vârstă al acestor oameni. Sunt cei mai activi social. Da, sunt. Da, eu înseamnă că sunt foarte bătrân și ar trebui să ies la pensie, pentru că eu, dacă mă uit pe această listă, eu am aproape 47 de ani la anul, deci 46 de ani acum, și eu sunt cel mai bătrân de pe lista Partidului Național Liberal pentru aceste alegeri. Ceea ce înseamnă că într-adevăr PNL Giurgiu vine cu o echipă foarte tânără. Cred că e cea mai tânără echipă din țară. N-am făcut o medie, dar după ce ies de aici chiar o să mă gândesc să fac, nu să mă gândesc, o să mă opresc să fac o medie, să văd cam ce, care-i vârsta media noastră pentru aceste alegeri. Da, ar fi interesant să aflăm da. Și chiar și noi, dacă sigur că da. Să ne dai și noi. Da. Vreau să punctez apropo de locale și spuneam că sunt cele mai pătimașe și cele mai fierbinți, așa, apropo de modalitatea în care se aranjează, se... lucrurile și se aleg reprezentanți, cei care vor candida. Dar atât de atipice au fost europarlamentarele și nu vorbesc aici de contextul pandemic. Alegerile locale? Nu, cele europarlamentare da. Întâi au fost foarte atipice, foarte, da. Foarte atipice. Localele, da. Dar nu vreau să vorbesc aici neapărat de contextul pandemic, da. Care a impus măsuri și că din da. Această cauză și sub alte aspecte despre care vreau să vorbim. Și cum trasăm așa o perspectivă la parlamentare? Le vedem cam ca de obicei sau și astea vor fi atipice? Sunt atipice, trăim vremuri atipice, trăim în niște condiții atipice. Eu voiam să vorbesc de contextul politic. Păi da, și politic și cum doriți, pentru că de fapt oricât ne-am ferit sau oricât n-am vrea să spunem, nu trăim în vremuri normale. Se închid țări în momentul de față, se închid orașe în momentul de față, se închid instituții în momentul de față. Deci, ușor, ușor, vrem, nu vrem, viața nu mai este cea pe care o știm noi. Viața, din păcate, merge înainte, dar nu pe drumul pe care ne-l dorim, pentru că toți suntem dorniți să zburdăm, să ieșim afară, să mergem la restaurant, să ne plimbăm în parcuri, să facem alte lucruri, de genul ăsta, să trăim viața. Și iată că viața ne dă una peste ochi și ne spune stai acasă, ai grijă de tine, izolează-te, ai grijă de părinți, ai grijă de copii, ai grijă de tine însuți și lucrurile astea sunt extrem de reale, pentru că deși dacă trecem granița din coace la prietenii noștri bulgari, o să vedeți că la ei totul este, e o veselie acolo și toată lumea, am fost alaltă seară, era restaurantul plin, cineuntru și afară, fumau pe acolo, peste tot, nu au nicio problemă, mai nu știu când, acum vreo două luni am fost tot la fel, aveau ăștia un meeting cu vreo 1000 de persoane în centru pe la Ruse, deci la ei parcă viața are alt ritm, dar după aia când ne uităm la documente, vedem că situația este aceeași și la ei, numai că este din punct de vedere politic luată altfel decizia, însă și la ei situația este cât se poate de grea și pentru că aici sunt niște lipsuri legate de medicamente, alte lucruri, nu? De-aia ne mai ducem pe acolo, au început să apară și la ei. Deci nici la ei nu mai găsești medicamentele pe care le luai foarte ușor, Eutiroxus, spre exemplu, pe care nu-l găseai pe la noi și te duceai la Rusie să-l iei, nu-l mai găsești nici la ei acum așa repede. Da, revenind la întrebarea pe care ți-am adresat-o. Cum vor fi alegerile? Alegerile da, vor fi alegerile, da, și sper să putem să mergem la fel de atipice. Da, atipice sunt clar... În sensul, bine, și în sensul... și în contextul pandemic, dar și în faptul că sunt nemulțumiri în partide, nu, la PNL de asemenea, de ce ăla, de ce nu ăla, de ce așa, de ce la noi nu, nu e corect așa. Noi, sau dacă or fi, nu le cunosc eu. Mi-am spus numai una, cea cu doamna care a venit de la Constanța. Păi cine e nemulțumit în partid? Că întrebarea ați primit-o de la Giurgiuveni, nu de la partid. Păi Giurgiuveni votează, nu votează doar partid. Da, da, a zis sunt nemulțumiri în partide. Și în partide, probabil că sunt. Mi-am permis eu să-mi imaginez, pentru că știu și la locale că au fost nemulțumirile despre care vorbeai și tu, da. Cu Maria Măroiu, cu păi, situația... Păi de-abia a început, ca să zic așa, și că avem timp să ne dăm păi, seama dacă lista, vor fi. Da, păi de-abia a început povestea asta, că încă n-am intrat nici în precampanie, nu? Și pe urmă, când o să intrăm în campanie, o să
să vedem dacă sunt nemulțumiri sau mulțumiri. Eu cred că toți oamenii de pe lista asta trebuie să ducă și să le mulțumească tuturor membrilor de partid din Partidul Național Liberal, în primul rând să le mulțumească pentru încrederea pe care le-au acordat-o ca să fie aici. Eu fac lucrul ăsta, vă mulțumesc tuturor. Iar în al doilea rând trebuie apoi să meargă și să îi convingă pe oamenii din oraș, din județ, din comunitățile locale că ei chiar merită și că vor face ceva pentru aceste comunități, fiindcă ne trebuie totuși oameni care să fie conectați cu două lucruri. Odată cu puterea de acolo, da, cu guvernul, și din Parlament să poată să ajute și guvernul. Pe de altă parte, să știe ce naiba fac în Parlament, că ne-am trezit de atâtea ori cu oameni care n-au habar și nu știu sau nu iau cuvântul sau eu știu alte lucruri de genul ăsta, și atunci trebuie să fie și profesioniști care pot să schimbe niște lucruri. Iar în al treilea rând trebuie să fie pur și simplu serioși. Să știi că la un moment dat ajunsem la o concluzie că dacă toți oamenii politici ar fi serioși și n-ar vrea să fure, țara ar merge mult mai bine. Da? Doar să nu vrei să furi, pur și simplu să fii cinstit și să faci meseria, să te duci la servici, să te întorci de la servici în timpul serviciului să lucrezi și atunci lucrurile se văd. Și eu cred că ăsta este un tip de principiu de viață pe care l-am folosit până acum și cu care am reușit în aproape fiecare instituție în care am lucrat să aducem un pic de plus valoare, ceva în plus, și să va vedea chiar și la muzeu peste 3 zile, 5 zile, că lucrurile nu stau niciodată pe loc, că merg înainte, pentru că este important să nu te oprești, este important să îți dorești mai mult pentru instituția aia și este important în cazul de față să îți dorești mai mult pentru comunitatea ta și pentru țara. Deci, că o să fii reprezentant la nivel național. Știi că și asta e o chestie. Sigur că te alege Giurgiu, te aleg oamenii din Giurgiu, dar tu când intri în Parlament ești al țării, fiindcă acolo ești al României. Și vei face parte din niște comisii și din comisiile acelea trebuie să știi ajunge domeniul. Ajunge și acolo. Da? Nu ai puțin. M-am vrut să punctez că discursul tău a fost un ușor utopic. Nu fost dar, deloc utopic. Eu vreau să spun că mergem mai mult spre... Eu sunt neobișnuit cu lucrul ăsta. Vrei să mergi către meritocrație, către ideea de performanță pe valoare. Da, pe eu valoare. Cred că ceilalți dar, din frunte știu deja ce au de fapt. Politicianul care să nu-și dorească, să nu mintă și să nu fure și să astea... De ce? Nu știu, ar fi foarte frumos, eu din partea mea este voie, ca să zic așa. Adică, mulțumim. Dar da. Zic așa în general, pentru că cred că trebuie să mai treacă, nu știu, o generație de politicieni care să fie, nu știu, mai puțin pe, nu vreau să zic pe doctrină, că iarăși tot dau un ușor sau... pe utopie, așa. Mai degrabă aș zice pe fiecare să aibă o limită a bunului simț. Dom'le, eu știu să fac asta și mă pricep la asta să o fac foarte bine și nu mă duc peste altul să mă duc acolo numai pentru că este slujba mai bine plătită sau pentru că te cunosc pe tine și... Da. Și n-aș avea tupeu să mă duc undeva să lucrez pe ăsta micul, deci Robert Andrei Costache, pe care știu că da? Nu m-aș pricepe Robert, numai pentru că... care are 24 de ani sau cât are el, este doctorand acum. S-a apucat să facă doctoratul, este a terminat ASEU, e economist și face un doctorat tot în zona aceasta de economie. Deci, oamenii de aici, Horga v-am spus că este deja lector universitar și este cadrul didactic asociat la ASEU și preda acolo la chestia în limbi străine, unde ține cursurile atât în limba franceză cât și engleză. Are aceste publicații extraordinare și așa mai departe. Alina Meclea este profesor, cum ai zis, foarte cunoscut. Nu cred că are nicio poveste legată de vreo altfel de imagine decât de profesor în slujba limbii române și a elevilor de la Colegiul Național Ion Mairescu. Nicoleta Turcu este tot tânără și ea și este lucrează la o firmă din orașul nostru și are acolo, se ocupă de resursele umane. Și se ocupă foarte bine, pentru că am văzut că are o relație extraordinară cu angajații de acolo. Deci, ăștia suntem. Da, deci ăștia sunteți. Încă o dată zic așa, la Senat, Toma Florin Petcu, deputat și prim vicepreședinte PNL Giurgiu, Ionel Muscalu, vicepreședinte PNL Giurgiu, pe locul 2 la Senat, pe locul 3 Nicoleta Turcu, vicepreședinte PNL Giurgiu, Camera Deputaților, pe primul pe listă Ioan Alexandru Andrei, deputat și prim vicepreședinte PNL Giurgiu, 2
Maria Gabriela Horgas, secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru, Alina Meclea, președinte interimar Organizația Municipală a PNL Giurgiu, Alexandru George Popescu, economist, director Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu, Robert Andrei Costache, economist, vicepreședinte Organizația de Tineret a PNL Giurgiu. Ei se vor lupta cu PNL, cu PSD și cu PNL. Cu PNL nu. Și cu PSD, cu PMP, nu știu, ALDE, dacă nu, se ALDE mai... Nu, nu mai există, că a trecut la Pro-România. Deci nu mai este. Pro-România SL, parcă așa, se numește acum. Pro-România, care credeți că va fi principalul rival? PSD, desigur. Noi nu este domnul Marian Mina și doamna Elena Dinu. Eu nu nominalizez acolo, pentru că care... noi nu ne luptăm acolo cu oameni, acolo ne luptăm cu principii și cu un partid. Partidul celălalt e PSD, cu care vom avea principala luptă și sigur că vine din spate și Pro-România, au de ceva de spus și cei de la PMP și cei de la USL, acum nu, poate după, după alegeri, cine știe. Când s-or termina alegerile, or să vadă ei ce fac. Da, discuțiile între domniile lor pot să continue. Ale noastre sunt deocamdată în interiorul partidului. Da, cam greșit eu așa un pic și am bucurat păcătosul de am zis că se mai întâmplă și în partidul propriu, la toate partidele să fie câteodată și să fie ascuțite pe sub bază. Deocamdată, acum, în perioada asta, toate partidele să se unesc și unesc forțele și caută să stea cât mai uniți și să facă gard unul pentru celălalt. Acum, venim după o altă campanie electorală, suntem deja, închegați, suntem deja rodați în această campanie, dar dacă cealaltă campanie electorală s-a prezentat oarecum în condiții mai normale, pentru că și starea vremii era, mai târziu se întuneca afară, era cald afară, mai puteai stai de vorbă cu un om. Noi am fost peste tot cu măști, chiar de la început, și am încercat să nu depășim, aici în municipiu, vorbesc de organizarea noastră, am depășit, niciodată n-am depășit 6 persoane. Ne-am dus cu echipa noastră de 6 persoane, dacă am fost mai mulți sau trecut pe partea cealaltă, nu ne-am făcut decât cum scrie la lege, și am stat de vorbă cu foarte multe persoane din orașul Giurgiu, cu majoritatea, nu știu chiar cu toți, dar am fost pe fiecare stradă, pe fiecare uliță, pe fiecare scară de bloc și cred că trebuie să le mulțumesc tuturor pentru modul în care ne-au tratat, pentru modul în care ne-au votat și că l-au ales ca primar pe Adrian Anghelescu, fiindcă altfel probabil că intra mai puțin optimiști în această campanie. Asta vreau să întreb acum. Intrați cu oarecare confort, cu confortul nu avem niciun confort. Învingătorii la nu avem niciun confort. Singurul nostru confort este stă în principiile noastre și în gândirea de viitor și în faptul că poate sunt oameni care ne plac și care să meargă în continuare alături de noi. Pentru că confortul pe care ar fi trebuit să-l avem trebuia să, cum să zic, să se simtă. Încă nu avem primarul nostru, ca să zic așa, da? De-abia joi va fi pus legal formal ca și primar al municipiului Giurgiu, domnul Adrian Anghelescu. Deci până atunci încă primar este domnul Barbu la municipiul Giurgiu. Așa că și la Consiliul Județean, până una alta, tot până joi, este domnul Mina. Noi suntem în aceeași situație. Miercuri și joi sunt săptămâna asta. Două zile, sigur, dar iată, de când s-au terminat alegerile și până acum lumea ne întreabă în fiecare zi. Eu când cobor din casa scării, e un nene acolo care mă întreabă, strada asta când o faceți? Că mi-ați spus în campanie că o faceți. Și eu ce să-i spun? Stați puțin, că n-a venit încă domn primar. Și zice, păi a trecut Barbu pe aici și ne-a spus că o face. Nu mai face. V-a spus că o să fie făcută. Probabil că e într-un grafic ceva. Da, bine. Acum știți cum e? Toată lumea vrea. Păi da, și speranțele sunt mari, așteptările sunt extraordinare. Toată lumea vrea de ieri să fie început lucrările și mai ales că urmează ploi. Iar viceprimarul eu n-am auzit încă de ea decât din ziare. Și iar urmează să te întreb. Păi da, că se fac speculații. Păi se fac speculații. Ar trebui să fii tu viceprimar, sunt oameni care acolo, își doresc lucrul ăsta. Da, bine, da, fiecare cu partidul lui. Da. Da. Tu ce-i mai auzit? N-am auzit. Eu ți-am spus ce am auzit eu. Da. Deci nu știu cine o să fie de la Pro-România, dar da. Cine? Da, păi, da, Marian Damian a fost în discuție la un moment dat. Păi asta am văzut și eu. Domnul Dragomir, care s-a supărat și judecat. Așa, care trebuie să stea acolo cu minte, că altfel i s-a arătat că ar putea să nu mai fie.
A cine? Îmi zis de doamna Petronela Sândulescu, cel mai probabil de la Pro-România, când da. Vorbeam. Ionel Muscalu. Deci pe ceilalți trei îi apreciez pe toți în egală măsură. Cu Damian am fost coleg de liceu, de an. El era la altă clasă, dar și este un sportiv cunoscut în, a, și profesor cunoscut. A avut Pro-România o listă frumoasă. Da? Doamna Sândulescu, mi-aduc aminte că era olimpic la economie și făcea pregătire cu domnul Stoienescu, care m-a dus și pe mine la Olimpiada Națională, dar la filozofie. Așa că avem acolo, toți trei sunt de la Maiorescu. Da. Și domnul Dragomir, sigur, a fost viceprimar. Asta e. Deci, nu știu care va fi. Nu mai zic că da, să mai pomenești și pe domnul Alexandru Vladu. Da. Și Vlad a fost viceprimar și pe vremea sa s-au făcut lucruri, mă rog. Hai să rămânem doar atât, da. Dacă am spus. Adică deja am spus trei de la Pro-România și nu poate fi decât unul cel mult, dacă există posibilitatea asta. Pe de altă parte, cei mai numeroși în Consiliul Local sunt cei de la PSD. Adică și ei pot să vină cu idei. Și ce ai auzit de acolo? N-am auzit nimic. Cei de la PSD nu m-au mai sunat de mult. Ultima dată când m-au sunat, m-au jurat. Așa că da, mă bine. Bucur că nu m-au mai Hai sunat. Hai să-ți mai spun eu o noutate. PMP da. Giurgiu are un nou președinte. După alegerile locale s-a stabilit acest lucru. Este vorba despre secretarul de stat Nicolae Ivășchescu. Dânsul este tot economist, că vorbeam de economiști. Da, și a ocupat funcția de secretar da. De stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Mă gândeam că îl știu de undeva, da. Îl știi, dacă ai lucrat în același minister, cred că da, așa. A fost de asemenea președinte organizațiilor din Dâmbovița și Mehedinți. Va fi pe liste la PMP, la deputați și domnul Ștefan Burlacu, fostul președinte la alegerile trecute, începe lista de la Senat la PMP. Cum vezi șansele adversarilor? Nu comentez. Permiteți-mi să nu comentez. Păi atunci să mergem la PSD. Am zis că este principalul contracandidat. Cel mai așa... Și cel mai important în momentul ăsta. Cum cu ce au mai rămas vede strategia, primari, ce strategie, așa ce se poate spune din... Păi, PSD are un tip de electorat stabil oricum. Deci, județul Giurgiu acum a devenit din nou penelist, dar să fim serioși, sunt foarte mulți PSD-iști în județul nostru și foarte mulți oameni care... trăiesc, muncesc și gândesc în manieră PSD-istă și atunci, cu tot respectul, da, ei au un electorat numeros aici. Deci trebuie să ne gândim cu atenție la tot ceea ce vom face și la ceea ce vom spune și la cum ne vom adresa acestui electorat, fiindcă, pentru mine personal, atâta vreme cât ei nu sunt membri de partid, sunt oameni care pot să voteze cu noi. Depinde ce le spunem și depinde dacă îi convingem că ceea ce am făcut în viață, ceea ce am făcut până acum, pe unde lucrăm, ceea ce au făcut ceilalți, merită să aleagă între unul sau altul. Hai să vorbim în continuare despre parlamentare, deși nu putem să plecăm de pe plan local chiar așa, pur și simplu, și să nu ne mai întoarcem cu discuția. Rămânem pentru că trebuie să, da. să le împachetăm frumos. Alegerile parlamentare vor fi, de asemenea, am spus că vor fi. Alegerile parlamentare au de obicei și un alt specific. Primarii se implică, dar mai puțin, pentru că nu mai este vorba chiar de persoanele de acolo din plan local. Primarii ca primarii se mai implică, dar ceilalți care nu mai au calitățile de candidat la primărie, la Consiliul Local, la nu știu ce, nu se mai implică chiar așa de tare și atunci prezența la vot este mai scăzută decât la locale. De fapt, cea mai bună prezență la vot este la locale. După care urmează aceasta la parlamentare și abia pe urmă la europarlamentare, etc., care devine extrem de politizate. Adică acolo chiar oamenii se exprimă politic. Și acum... Apropo de ce ai spus, da. Sunt foarte mulți primari trecuți de la PSD la PNL. Nu mai vorbim cu de ce și contextul, că l-am tot vorbit în emisiuni. Este cumva vreo teamă acolo în partid că acești primari recent trecuți la PNL
nu vor trage foarte tare la parlamentare? Nu, nu există nicio teamă de ce. Apropo de ce ai spus tu, că nu, primarii trag. Eu cred în oamenii ăștia și cred că și partidul crede, nu are nicio problemă cu niciunul dintre ei. Fiindcă, adică să n-aibă nostalgii că nu au cred fost că nostalgiile politice eu cred că dăunează, nostalgiile politice nu dăunează. Crezi că există? Nu că nu există. Probabil așa, dar nu știu cât de sentimentali sunt. Știu, e ca un paradox, adică, dar să ne gândim, sunt unii foarte înverșunați, da. Și aici nu trecem pe latura aia romantică, ci pe latura că pur și simplu au fost conjuncturi care au determinat să facă anumite alegeri, dar au convingeri personale și atunci nu vorbim de nostalgie decât în ghilimele. De alegători vorbiți. Da. Nu doar, de primari. A, de primari? De primari. Nu, eu cred că oamenii au ales în cunoștință de cauză și nu i-a obligat nimeni să treacă acolo doar pentru că era la guvernare partidul ăsta. Eu cred cu tărie că oamenii chiar au ales să fie din nou liberali pentru că au fost liberali și ei sunt liberali. Se va demonstra dacă este sau nu așa. Da, se va demonstra și se va demonstra că au avut dreptate. O altă fațetă a parlamentarilor și primarii noștri sunt oameni serioși. Bun, și spuneam că ne-am adâncit în discuție și spuneam că ne întoarcem la locale, că tot trebuie să ne întoarcem, dar așa despre parlamentare. Eu nu sunt obișnuit să stau aici în locul ăsta și de-aia mă tot uitam să văd este regia de emisie acolo. Da. Povesteam de faptul că și la parlamentare, despre parlamentare trebuie să vorbim și despre parlamentarii noștri care ne reprezintă și care aproape 4 ani, că s-a mai dus ceva timp, un pic, vor trebui să aibă grijă de legile și de ceea ce votează acolo prin Camera Deputaților și prin Senat. Și vin și te întreb, ce lege ai da dacă ai fi sau nu, dacă ai fi senator, nu știu cum să zic. Da, dacă ai fi senator, ce lege ai da? Haideți să vă spun așa, care este mersul firesc al unei legi. Bănuiesc că fiecare are un proiect măcar. Da, sigur că da. Deci, problema de obicei trebuie văzută și din punct de vedere tehnic, pentru că cel mai adesea legile când ajung la Parlament, ele sunt ori inițiate câteodată de către acești parlamentari, domn deputați sau domn senatori, ori vin de la ministere și vin făcute de niște specialiști, totuși, care lucrează acolo de ani de zile, le mai modifică pe aici, pe acolo, din punct de vedere al poziției politice miniștrii și ajung în Parlament și intră în comisia din care faci parte. Și acolo este jale și măcel. Și după ce iese din toate comisiile astea unde vin specialiștii și încearcă să susțină punctul de vedere și respectivii parlamentari sunt de obicei împotrivă și îi mai și toacă pe oamenii aia care chiar sunt tehnocrați și care chiar știu chestiile astea, la sfârșit legea arată exact pe dos decât a fost ideea. Deci mi s-a întâmplat lucrul ăsta de vreo 2 ori când am fost secretar de stat și când ajungeam la o comisie și acolo mă întâlneam cu un celebru senator sau deputat, care eu îl vedeam pe la televizor, mai ales, și acolo mă lua, domnul cutare, ce ați adus prostia asta aici? Și așa mai departe. Eu chestia asta nu o să fac niciodată. Din orice fel de comisie aș face parte, dacă voi ajunge, voi citi cu atenție legea respectivă, voi vedea amendamentele, dacă sunt, eu știu, amendamente la alte legi, voi vedea dacă ele se cadrează și dacă nu, sau nu se cadrează cu celelalte, voi discuta cu colegii din respectiva comisie. Din ce am văzut eu că vor să către ce să mă îndrepte colegii mei este către Comisia de Cultură. Deși nu m-ar deranja să fiu nici la Comisia de Muncă și sunt sigur că și acolo sunt foarte multe lucruri de făcut. Referitoare și la munca în străinătate și la munca străinilor în România și la alocații și la o groază de lucruri care prestații sociale și așa mai departe, ca să nu le dau nume și să nu las pasiuni. Din Giurgiu, pe cine vezi, de exemplu, la Comisia de Finanțe? Păi avem atâția economiști aici, ați văzut că... Care? Păi, dintre ei și doamna Horga este economist și Alexandru George Popescu este economist. Acum, îi mai băgăm și până la Comisia Economică. Da, îi băgăm și acolo, sigur că da. Domnul Toma poate să fie oricând la industrie, la energie, la chiar și la cea economică. La apărare? La apărare a fost domnul Ioan Alexandru Andrei. Ordine publică. Păi așa este, apărare, ordine publică și are o denumire mai lungă. Și Ionel Muscalu la cultură. Așa spun ei deocamdată. Să ajungem noi acolo. Gândit.
Cam astea sunt comisiile la care da. S-a gândit PNL. Da, eu aș face o lege referitoare la monumente și cred că aș vorbi foarte mult cu oamenii din domeniu despre reabilitarea acestor monumente, așa cum este Cetatea Giurgiului sau alte situri arheologice și alte chestiuni care chiar trebuie protejate, chiar trebuie puse în valoare, pentru că, pe de o parte, știi, ca să le pui în valoare poți să distrugi și atunci trebuie să ai grijă să nu le distrugi, să respecti legile țării din momentul ăsta, dar, pe de altă parte, știm că s-au întâmplat la un moment dat ca, nu știu, un drum să treacă chiar prin mijlocul unui astfel de sit arheologic care avea o vechime de 6.000 de ani și a fost un scandal întreg și legile actuale au protejat acel sit. Da, deci sunt peste tot astfel de chestiuni care pot să se discute, să fie repuse în discuție și pe mine mă interesează foarte mult chestiunea asta cu cetatea de la Giurgiu. Așa, și cum se sună legea? Păi o să fie o lege a monumentelor istorice, poftim. Care să aibă un ceva acolo. Nu pot să vorbesc acum, pentru că chiar n-am ajuns la capăt cu gândirea asta, dar abia ieri am aflat că sunt pe lista de senatori. Dar voi discuta cu niște prieteni foarte buni specialiști în domeniul, doctori în istorie și în arheologie, pe de o parte, și cu arhitecți, fiindcă sunt foarte multe dintre imobile, foarte multe castele, foarte multe case memoriale în țara asta, care au ajuns în paragină și sunt unele celebre, al lui Vasile Alexandria, al lui Mihai Corbiciaru. Da, foarte multe. Păi, nu mai vorbesc. Nu numai legea monumentelor, dar legea clădirilor care sunt în paragină, care nu aparțin nimănui, apare, sunt părăsite. Pentru că de fapt ele cineva nu sunt părăsite, că cineva are interes să se distrugă ca să poată multe să sunt monumente ale... Da? Ori aici ar trebui să fie expropiați respectivii, deși au făcut o groază de au dat în judecată statul și au stat atâția ani în judecată ca să le primească, pentru că apoi să le lase să ajungă cum sunt. Deci acolo trebuie făcut ceva în sensul în care trebuie schimbat, pentru că dacă le lăsăm așa o să ducă și o să rămână doar ruine. Ce facem cu, nu știu, oamenii care nu înțeleg, de exemplu, cum să le explicăm că trebuie să iasă, deci dacă vor să votează această listă și o acceptă, da, am citit și mai devreme lista, este și pe giurgiu-tribune.ro acolo într-un articol, o să mai spunem și către final să nu plictisim, cum să facă PNL-ul, cât trebuie să facă la sută ca să iasă toată lista asta? Păi trebuie să fac un 1% aici. Mă pun în locul omului de acasă. Da. Eu, sinceră să fiu, am niște coordonate așa, dar te întreb pe tine care veniți de acolo, da, din calculele da, alea. Da. Din, încă n-am făcut toate calculele, se lucrează la ele și nici nu au venit mari specialiști în calcule. Ziua... Mari specialiști. Dar așa, hai să zicem, cam cât la sută ar trebui să iasă, hai să zicem, dacă avem 60%, măcar 3 din 3, nu? Adică... Nu, 3 din 4. Că așa a fost data trecută. Deci PSD-ul a avut 3 deputați și pe 4 este Alexandru George Popescu. Deci PSD-ul are și astăzi 3 deputați. Care este și la... și 2 deputat. Senatori, da? Așa. Deci PSD-ul are astăzi 3 deputați și 2 senatori. Poate acum va fi invers. PNL-ul să aibă 3 deputați, 2 senatori și PSD-ul să aibă un deputat. Da, hai să ne gândim. Deci cam cât ar trebui? Deci cei de pe primele locuri, eu zic că ar trebui să respire oarecum ușurați, nu? Primii doi de la cameră și primul de la senat. Fiecare, da. Adică Toma cam Pescu așa, și da. Alexandru Andrei. Da. Și Horga Maria Gabriela. Și însă la fel, cât mai trebuie pentru cât mai mult? Cam cât la sută? Un 70%? Ar fi bine. Păi zic tot eu am zis așa după ce m-am gândit. Păi v-am zis ceva mai devreme, dar nu m-ați auzit. Păi da. Nu, că mă uitam aici pe listă și mă încurcasem un pic când... Deci depinde, sunt calculele la politice... La Alexandru George Popescu, trebuie semn al Senat și de aceea. Calculele politice sunt ciudate, nu sunt la fel ca la calculele matematice, deși se bazează foarte mult pe matematică. Matematica electorală este stranie, o să vedeți că dacă ne uităm la toate scorurile electorale de-a lungul timpului... Cuprinde sociologie, da, cuprinde... Nu numai atâta, cuprinde faptul că un vot pentru mine înseamnă de fapt două, pentru că nu l-ai dat celuilalt. Adică, la un
anumite condiții, resturile, resturile, da, sunt tot felul de lucruri acolo care trebuie să explicate și care ar plictisi în momentul ăsta, pentru că amintiți-vă că la un moment dat am avut un senator care se numea Leorinții, da, de la UDMR, și Giurgiu a avut un senator de UDMR cu 324 de voturi, parcă, dacă nu greșesc. Oricum, la 300 și ceva de voturi a avut respectivul domn. Da, dar domnul Leorinții chiar a fost un om foarte serios. Eu mi-amintesc de el că venea cu seriozitate în fiecare vineri, avea unde era casa de oaspeți, acolo pe Strada Grasă, avea biroul lui parlamentar, avea acolo o secretară, o doamnă foarte drăguță, care a rămas, este în oraș, care a fost pe urmă și în primăria Giurgiu, și care primea pe toată lumea, îi asculta pe toți, la unii chiar le rezolva problemele, și omul ăla a fost la un moment dat chiar foarte iubit de către cei care se duceau acolo, cei care aflaseră că au și un senator UDMR. Da, mai a avut și de la București chiar niște nume sonore care au venit la Giurgiu. Au fost. Și unii au câștigat, unii nu. De la PNM, parcă doamna Irina Loghin, da. Domnul Mădălin Voicu, parcă... Mădălin Voicu a și fost deputat de Giurgiu. Da. Da. Da, da, și au venit de adică acolo. Au fost personalități. Dar n-au mai făcut ceea ce... Ce au promis. Au promis. A venit doamna Irina Loghin și ne-a cântat foarte frumos. Într-adevăr, la un moment dat a fost... două, trei concerte. Deci m-a promis și a făcut. A cântat, da, într-adevăr. Un lucru frumos, dar vorbeam de chestia cu cabinetul, pentru că e foarte important să îl ții activ, măcar da. Acolo o zi pe săptămână. Da, nu, acolo trebuie să fie non-stop cineva. Sau și cineva adică care non-stop, să fiecare zi să aibă program, să programeze audiențe, să... Dar așa este normal, cineva, adică trebuie să ai dintre consilierii tăi acolo pe cineva care să stea la telefon, să răspundă, să aibă ușa deschisă pentru toată lumea și să primească tot ceea ce vine acolo. Oamenii trebuie să fie ascultați, că de-aia te-au votat până la urmă. Și să trebuie și să ne spuneți și ce anume problemă. Poate un cetățean să vină cu ce problemă, poate un cetățean să vină, ce fel de probleme, de ce natură, să vină la un senator sau un deputat. Orice problemă. Păi așa mă duc la primărie. Da. Că s-ar putea ca senatorul sau deputatul să ducă el după aia la primărie în locul dumneavoastră. Fiindcă... Nu, de aia spun, adică cam cum să discern și unde să zic, băi, aici nu prea mai e de primărie. Părerea mea este că la un cabinet parlamentar te poți duce cu aproape orice tip de problemă. Sigur că dacă sunt de primărie, sunt unii care se ceartă cu vecinul că nu vrea să pună să bani să repare acoperișul de la un bloc 8 etaje. Sau la vor veni și cu astfel de probleme, nu poți să nu îi primești. Dacă poți să rezolvi sau nu, asta e altă treabă. Dar nu poți să nu primești omul. De ce să nu-l primești? Fiecare are problema lui. Mă gândeam că asta se poate rezolva la nivel de asociație, asociație de proprietari la nivel de departament din primărie. O societate perfectă. Din acum departament din primărie, acolo să fie un serviciu online și preluată și nimeni din nicio primărie n-ar trebui să plece trimis la un alt ghișeu, după care să ia un bon de ordine sau mâine sau așa pâmine. Așa va fi la primăria Giurgiu, așa a promis domnul Adrian Anghelescu. Bine, să vedem. Deci mi-ar plăcea tare mult să văd așa ceva, pentru că de obicei se întâmplă să dus, nu se poată și să fie nevoie de... S-a și dus și a văzut Oradea, Clujul, care sunt astfel de modele de administrație publică, în care și referitor la această chestiune cu adresarea, să zicem, electronică, în un birou unde te adresezi și ți se înregistrează respectiva cerere și apoi ea este distribuită către compartimentele sau direcțiile din subordinea primăriei. Nu doar atât. Păi nu numai. Și tot acolo trebuie să primești și răspunsul și cât mai urgent. Nu doar atât, dar de multe ori chiar trebuie. La Cluj există o aplicație online, poți să te dai de acasă tot felul de chestii pe care nu-ți mai necesită prezența fizică la ghișeu. Adică am ajuns și în țara asta, în anumite primării, altfel decât vedem noi aici și decât suntem obișnuiți. Se poate merge către acele tipuri de primărie și de administrație. Nu știu cât de când facem noi emisiuni, că și asta e o chestie, că oamenii sunt obișnuiți totuși să ducă să-l vadă neapărat cu primar, că știe că la noi șeful rezolvă problema. Este adevărat? Da. Păi... Ne-au mai scris oamenii de când ne-am apucat și noi de
televiziune și de situația asta, de breaking news, de emisiunile noastre de autor. Și ne-au scris oamenii la un moment dat pe Messenger sau ne-au sunat, au primit numerele de telefon ale noastre, pur și simplu, nu ne-au cunoscut, ne-au sunat și ne-au spus din primărie anumite spețe de probleme. Da. Cu un certificat de naștere rătăcit dintr-o primărie din județ în cealaltă și nu știau cum să... Nu știau de unde să se apuce de treabă, ca să spun așa. Trebuia pentru un certificat de boală să se constate că poate fi internat într-un centru paliativ o mamă care nu era din localitate. Deci, niște ițe încălcite. E, la primărie nu se putea descurca sub nicio formă. Nici ea nu explica foarte bine, pentru că nu se pricepea, nu era Da, trebuie să existe o doamnă foarte școlită. Era un cetățean simplu, care trebuia și ea să-și rezolve. E, un asemenea cetățean trebuie, când îi mai trebuie, și într-adevăr îi trebuia și de la Direcția de Evidență a Persoanelor Publice, și de la departamentul de, nu știu, care ține legătura de comunicare cu altă... Cu alte primării. Alte primării, da. Și atunci, ea nu trebuia să-i se spună, stai jos pe scaun, exact. Zi povestește cap-coată, ea avea niște sincope în... Cineva notează acolo, vede care de la capăt, spune, mai întrebi și hai să ajutăm pe fata asta, mă, fată, tu te duci acum la birou cu tare, dacă nu e pe cineva de la birou cu tare. Asta voiam să spun. Măcar să o trimitem de la fix, dar cel mai bine ar fi telefonul și linia directă în instituție. În care eu am lucrat în primăria municipiului Giurgiu, sigur nu se rezolvau nici atunci toate problemele, că niciodată nu se pot rezolva toate, dar referitor măcar la chestiunea asta în care rezolve o problemă punctuală, dacă se poate rezolva atunci pe loc, eu mi-amintesc de domnul Leonida Văitici, care era acolo și care le știa pe toate, nu numai, dar el suna imediat la Direcția Socială, la, nu știu, la GS, la DADP, la ce era atunci, la urbanism, și cineva venea acolo și el, cum să spun, dacă nu venea cineva ăla, el raporta la primar că cineva ăla n-a venit în timp util ca să facă lucrul ăsta. Și vă aduceți aminte cam cum era cu domnul Iliescu, să nu te duci când te-a chemat un cetățean. Asta ca să dăm formă cuvântului eficiență, care a fost pronunțat foarte des în campania electorală. Și apropo de legile care urmează să le faceți, pe care urmează să le faceți... Nu trebuie neapărat să schimb legile. Să le perfectați și să aduceți îmbunătățiri acolo unde cel puțin în aparatul administrativ sunt lucruri care scârție și care de multe ori sunt din cauza că undeva nu e bine interpretată o lege, sau e un vid legislativ, poftim, sau este rea voință și lege. Sau sunt niște cuvinte în legi care dau posibilitatea ca ele să fie interpretate. Corect. La modul total. Da. Adică este cuvântul poate, care pe mine mă enervează cel mai mult în toate legile, fiindcă acolo spune autoritatea poate să... Și autoritatea de obicei nu poate. Fiindcă asta se întâmplă mai ales atunci când este vorba de finanțe sau de bugete, autoritatea locală spune eu nu pot, domnule, să plătesc chestia aia. Dar legea, dacă spune autoritatea locală plătește sau autoritatea locală nu plătește, plătește guvernul. Se obligă să... Sau spune acolo, se plătește de către guvern chestiunea asta, pentru că în foarte multe domenii la noi sunt extrem de alambicate lucrurile, sunt extrem de complexe, sunt extrem de să ne scărpinăm după ceafă, așa ca voltenii. În alte țări legile sunt mult mai simple și pe partea de asistență socială, unde am lucrat multă vreme, chiar referitor la aceste ONG-uri. Ei primeau niște bani de la guvern, trebuiau să ducă pur și simplu la magazin să cumpere adică ONG-ul respectiv își cumpăra cu ce își cumpăra el de acolo, strângea bonurile la sfârșitul semestrului, se ducea banii, făcea nota de plată, își vedea care e treaba și dacă acolo nu puteai să furi sau să faci prostii pentru că le făceai pentru oamenii pe care răspundeai de ei. Eu am văzut acolo niște asociații pentru persoane cu dizabilități care lucrau senzațional cu acești oameni care aveau capacitate de judecată, eu știu, redusă sau chiar pierdută și nu făceau atâtea lucruri câte se fac în România. Tot felul de dosare, tot felul de... te verifică o groază de instituții și așa mai departe. Bine, la noi ați văzut că instituțiile toate trebuie să te verifice ca să justifice până la urmă activitățile. Of, și tocmai ce am vorbit, că în anumite ministere găsim deficit de personal și... Da, e adevărat că găsești deficit de personal, deci dar cu cât urci mai sus,
o să vezi că cei mai deștepți oameni nu sunt în ministere și sunt pe la consiliile județene sau pe la primării, fiindcă cu cât urci mai sus în pile, relații, tot felul de oameni, găsești și acolo, sigur, oamenii ăia vechi care lucrează, că de obicei, acum văd că este valul ăsta să dăm afară tot ce e bătrân și să angajăm numai tine. Nu, e chiar așa, trebuie să avem și experiență și grijă și de expertiză, pentru că tot cadrul ăsta în care ne mișcăm este făcut în timp, nu s-a făcut peste noapte, nu s-a... E ca refresh-ul la... Da. La calculator, adică la un moment dat, sau ca mai degrabă, cum se numește, pe partiția. Trebuie, la un moment dat, să creează într-un sistem care este funcțional. E funcțional în 2015. Foarte bine, zicem și noi așa, un exercițiu de imaginație, da? Da. În 2015. Avem acest aparat, funcționează, să zicem, administrativ, într-o primărie, da? Merge totul într-un consiliu județean, mă rog. Și la un moment dat, timpurile devin altele. În 2017 avem alte date ale problemei, altă rata a șomajului, altă incidența mortalității din accidente, alte... Datele problemei se schimbă constant. Este o entitate în mișcare. Și atunci tot timpul trebuie să reorganizăm tot timpul. Da. Mă rog, la o perioadă, tocmai de aceea, la 4 ani. Deci profesorii astăzi sunt puși în fața unei provocări extraordinare. Ei nu mai sunt doar profesori. Ei nu mai sunt doar specialiști în domeniu pentru care s-au pregătit. Ei trebuie să fie foarte buni comunicatori, trebuie să gândească alte metode de predare, pentru că, nu știu dacă vă imaginați, aveți într-o clasă niște copii care sunt copii, chiar cu masca pe figură, săraci și așa mai departe, da? Și care fac și gălăgia lor și așa mai departe. Profesorul stă cu spatele la tablă și scrie lecția sau ce scrie acolo, face niște calcule pe care trebuie să le preia o mică cameră din aceea, o cameră mică, da, și să le transmită către cei de acasă care trebuie să-l asculte pe profesori, care trebuie să-i facă pe ea din clasă să tacă și așa mai departe. Deci, în ce film suntem? Asta nu, e... mai spun că la clasele mi se întâmplă și noi, părinții, spunem, am uitat o geacă, un fesuleț, doamna aceea trebuie să aibă grijă, altul n-a înșurubat bine sticla, altul nu știu ce a făcut și a pierdut caietul. Da, așa este. Adică femeia aceea care stă în clasă, trebuie, în primul deci primul rând, trebuie să ocupe de lecție. Pentru medici, și pentru asistente, pentru dumneavoastră, jurnaliștii, că sunteți tot în prima linie, fiindcă sunteți prezenți peste tot și cred că trebuie să ne uităm cu atenție la toată lumea care trăiește și muncește aici, fiindcă fiecare dintre noi are, până la urmă, treaba lui și pe care încearcă să o facă cât mai bine. Nimeni însă nu este ferit în momentul ăsta de ceea ce dă pandemia asta. Am lăsat la final câteva dintre întrebările. Dacă mai sunt 2 minute. Imediat. Sau... Da. Avem așa, de la Mirabela Țone, rectificarea bugetară, salariile angajaților de GASPC, Giurgiu, suntem mulți întreținători de familie. Nu știu dacă este personajul cel mai potrivit. Nu, e o chestiune care sigur că... Deși nu este străin de fenomenul. Da, am lucrat acolo, am fost administrator public la Consiliul Județean, știu cum funcționează sistemul, dar în momentul de față părerea mea este că bugetul pe care l-a făcut Consiliul Județean a fost făcut pentru jumătate de an. L-au făcut ca și la primărie, de altfel, de-aia nu sunt bani, pentru că oamenii s-au gândit că în iunie termină mandatele, pleacă, își văd de treabă și sau văd ei ce fac. Că dacă nu toți s-au gândit că pleacă. Păi nu, că vin după aia în alt mandat și își fac alte bugete. Cu rectificarea bugetară. Cu rectificarea bugetară, cu tot ce venea. Da. Ori lucrul ăsta, sigur, datorită pandemiei nu s-a mai întâmplat și ei s-au trezit, iată, că sunt astăzi încă primari și președinte al Consiliului Județean și trebuie să răspundă pentru ce au făcut cu mâna lor. Nu e cam asta așa. Este un alt subiect și probabil că pe care foarte interesant. Cu cei care sunt în domeniu, dar care este dureros, nu doar interesant, fiindcă oamenii ăia trebuie să trăiască. Ei au salarii de luat, au de plătit rate, au de plătit ca toată lumea. Domnul Dan Daponte, succesionel, du Partidul Sus ca și Adrian. Da, numai că nu la fel, nu putem la fel. El a reușit. Este altă situație, dar mă rog. Una peste alta, ai spus și tu, ne-am apropiat de finalul emisiunii, suntem pe final. Haideți să transmitem și un mesaj acum, că e foarte important, candidatul dacă nu are mesaj, parcă nu are niște. Eu zic că PNL vine acum cu o echipă foarte tânără, o echipă care e curată, o echipă de care puteți să fiți mândri, cea mai tânără echipă din țară în momentul ăsta, deci cred că de la...
un partid puternic și istoric, așa cum este Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, o echipă care are și experiență și care mai are și ceva mandate în spate, având în vedere pe cei doi care deschid listele, pe domnul Toma Petru la Senat și pe Ioan Andrei Alexandru la Camera Deputaților. Și cu certitudine că oamenii ăștia pot să facă lucruri pentru comunitățile giurgiuvene. Cunosc foarte bine realitatea și politică și socială din oraș și din județ și am văzut, verificat în timp că ei chiar fac lucruri pentru această comunitate. În ceea ce mă privește, eu unde m-am dus mi-am făcut treaba cu seriozitate, cu profesionalism și nu mi-aș greși nicăieri activitatea. Nu sunt bun la toate, dar la ce fac sunt bun. Vă mulțumim frumos, Ionel, pentru prezență. Să știm activitatea ta și știi și părerea noastră. Și mâine vă invit la Ateneu. Păi hai, asta vreau să spun, activitatea ta de omul de cultură, iar chiar și noi am spus că este 80 de ani de la deschiderea Ateneului Nicolae Bădănescu. Va fi acolo expoziție? O expoziție, un micro recital, un concert al celor de la Centrul Cultural Ion Vinea, o expoziție în colaborare cu Arhivele Naționale Biroul Județean Giurgiu. Nu pot să nu invit la astfel de întâlniri culturale și care au vechime Episcopia Giurgiului, care va fi alături de noi și mulțumesc și pe această cale tuturor celor care ne sunt colaboratori, au lucrat alături de noi și care ne-au ajutat în momente în care noi n-am putut să facem lucruri, au venit ei și ne-au sprijinit și le-am făcut împreună și am demonstrat că și fără bani se pot face lucruri atunci când vrei. Ionel Muscalu, azi la Giurgiu la Tribună, mulțumim pentru prezență și vouă celor de acasă vă mulțumim că ne-ați urmărit pe telefon, pe laptop. Mai nou am înțeles că unii și-au conectat chiar televizoarele proprii la acel laptop și ne-au văzut pe televizor. Mulțumim frumos! Încercăm să facem din ce în ce mai multe eforturi să vă trezim atenția. Avem site-ul Prin de Știri, intrați pe giurgiu-tribune.ro, găsiți acolo ce s-a întâmplat astăzi în Giurgiu, ce urmează mâine. O să fie miercuri și joi investiri la Giurgiu. Vă ținem și noi la curent. Eu cred că joi sunt pe, sau joi? Joi. Ai spus de miercuri ceva și m-am gândit că știi tu ceva. Nu. Vă ținem la curent. Da. Așadar, televiziunea Giurgiu Tribun este și pe pagina de Facebook, da? Deci televiziunea Giurgiu Tribune, după care găsiți fiecare emisiune și pe site-ul nostru, giurgiutribune.ro, acolo unde punem știrile în primul rând, iar la Breaking News în fiecare zi la ora 17 luăm atitudine și vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu amănunte și cu atenție. Așadar, numai bine să vă fie, ne întâlnim mâine la ora 17 la Breaking News. Se spune că la casa cu flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură, se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfineti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Acum ceva timp am fost diagnosticat cu COVID-19.
Am luptat și am învins. Rămân în linia întâi. Gestul tău poate face diferența. Acolo, la granița dintre lumină și întuneric. Pentru mine, pentru tine, înseamnă puțin. Pentru alții, poate fi șansa la viață. Dacă viața copilului tău, a părinților tăi, a celor dragi, ar depinde de tine, ai merge să donezi plasmă? Noi am donat. Acum este rândul tău. Dacă donezi plasmă, donezi viață. Dacă ai salvat o viață, salvezi o lume întreagă. Donează plasmă și cel de lângă tine va trăi. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Toată lumea vorbește, mai ales românii. Și totuși avem ceva de spus. TV Giurgiu Tribune vă propune o emisiune pentru normalitate. Ce ar mai fi de spus? Realizator Gelu Brebenel.